N-am pierdut niciun moment legătura cu România, cu țara, cu colegii, mai ales din colegii oreliști, întrucât particip frecvent la formări cu medici mai tineri români, în specialitatea mea, care actualmente este otoneurologia, și nu în ultimul rând, colaborez cu o anumită clinică în București, unde sunt niște tineri extraordinar de dinamici, cu o formare și cu un devotament față de pacienți, care m-a impresionat când am vizitat prima oară, și asta m-a făcut să încerc să revin și în practică propriu-zisă medicală, măcar cu niște sfaturi sau cu niște consultații second opinion în anumite cazuri mai complicate. Descoperiți o parte a elitei medicale românești din Europa. Invitatul Elvirei Gheorghiță este un medic român de prestigiu, dr. Eugen Ionescu, medic primar ORL și otoneurologie, Spitalul Universitar Eduard Herriot, Lyon, președintele Asociației Medicilor și Chirurgilor Dentiști de origine română din Franța. Prețuiește sănătatea. Medici români în Europa. Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Marți, 15 octombrie, de la ora 20, la Trinitas TV.